Domnilor, bine v-am regăsit. Presupusul violator al Luizei Melencu rămâne în continuare în spatele grantiilor, cel puțin pentru următoarele 30 de zile. Este o decizie luată astăzi de magistrații Curții de Apel din București, care au decis să nu îl placeze pe acesta sub măsura controlului judiciar sau sub măsura arestului la domiciliu. Așadar, individul de 46 de ani rămâne aici la arestul central din București. Tot aici este și Gheorghe Dinca. Acesta va mai avea ceva de stat, cel puțin până la sfârșitul anului, până când procurorii de la DIICOT vor trimite dosarul acestuia în judecată. Astăzi, în sala de judecată, Fane a fost adus cu o dubă de aici, de la arestul central. A spus că este nevinovat, că nu a violat-o pe Luiza Melencu și, mai mult decât atât, citez, Dinca vrea să mă bage cu el în acest dosar. Pe de altă parte, procurarea de la Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism a declarat că lăsarea sa în libertate reprezintă un pericol public. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că acest bărbat a ajuns în spatele gratiilor în urma denunțului pe care Gheorghe Dinca, principalul suspect în cazul crimelor din Caracal, l-a făcut pe data de 6 noiembrie. Apărătorul lui Fane spunea în sala de judecată faptul că nu trebuie luat în considerare denunțul lui Gheorghe Dinca, pentru că pe parcursul urmăririi penale Dinca și-a tot schimbat declarația. Roxana